Anul 2022 a fost anul cu cel mai mare grad de execuție al bugetului la primăria municipiului Suceava de după Revoluție, a anunțat primarul Ion Lungu. El a arătat că gradul de execuție a fost de 73 de milioane de euro, dublu față de primii ani când a preluat funcția de primar. Bugetul pe anul 2023 intenționăm să-l aprobăm în ședința ordinară din data de 26 ianuarie. El va fi aproximativ ca mărime ca cel din anul 2022. Totuși, valoarea absolută a bugetului la executare a fost una destul de mare, 73 de milioane de euro efectiv executate, de cea mai mare execuție după Revoluție la primăria municipiului Suceava. La începutul anului, realmente o primară, execuția era undeva la 25 de milioane. Iată că aproape l-a mărit de două ori bugetul.